Fostul jucător al CFR-ului Păun a schimbat echipa în Israel și a marcat golul săptămânii chiar la debut. Adrian Păun a marcat un gol senzațional la debutul pentru noua sa echipă din Israel. Românul a reușit golul de la 35 de metri împotriva campioanei Israelului. Vândut de CFR în Israel acum un an pentru 500.000 de euro, Păun n-a terminat meciul în teren, ci a ieșit accidentat.